Cu mult entuziasm vrem să vă anunțăm sărbătoarea pe care vom avea duminica aceasta, 27 octombrie, Ziua Mulțumirii. Ziua Mulțumirii este o zi pusă deoparte ca să ne aducem aminte de intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. Da, știm că mulțumirea trebuie să fie un mod de viață al credinciosului. Dar învățăm din Scriptură că este bine să ne punem pietre de aducere aminte, ca să ne rămână vie în memorie intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. De asemenea, în această zi a mulțumirii, vrem să evidențiem faptul că ești important, indiferent de locul tău de slujire, indiferent de modul tău prin care te implici în creșterea lucrării din locul acesta. Cei implicați în departamentele bisericii vor ieși în față și îl vor lăuda pe Dumnezeu și veți putea vedea pe toți cu această ocazie, dar și cei care nu sunt atât de vizibili ca și ei au și aveți importanță atât în ochii lui Dumnezeu, cât și în ochii Bisericii Maranata. Și pentru că ne plac programele speciale și duminica aceasta vom avea programe speciale. De dimineață vom asculta mărturii ale fraților și surorilor a modului în care Dumnezeu a intervenit, a lucrat în viața lor. Motive care, credem noi, ne vor entuziasma în umblarea noastră cu Dumnezeu. De asemenea, după amiaza, programul va fi puțin mai scurt pentru că vom avea și o agapă unde te invităm să fii împreună cu noi și la această frumoasă părtășie. Așadar, te așteptăm dimineață de la ora 9:30, cât și după amiaza de la ora 18, să venim cu motive de mulțumire la adresa lui Dumnezeu fiecare dintre noi. Amin.